Hello și bine ați revenit pe canalul The Outsiders alături de Patricia și Alexander. Astăzi vom face un video despre Valentine's Day. Yay! În fiecare an înainte de Valentine's Day, lumea se împarte în aceste două tabere. Persoanele care sărbătoresc Valentine's Day și persoanele care urăsc Valentine's Day cu o pasiune și simt neapărat să-și manifeste asta pe toate canalele de social media. Tu din ce categorie faci parte? Niciuna. Nici eu! Yay, we're the outsiders din toate punctele de vedere, în toate categoriile, în toate contextele sociale, în toate despărțirile, în toate graficele, în toate... Ok, se descarcă camera, deci să continuăm. Așa. Este o zi foarte comercializată și este atât de populară doar din cauza faptului că toate brandurile vor să-și vândă toate produsele, așa că toți sunt reclamă de Valentine's Day și peste tot ești înconjurat doar de Valentine's Day. Acum v-am sentimente mixed feelings legate de Valentine's Day. Nu urăsc, nici nu mi se pare extraordinar, dar există genul de oameni care nu prea-și manifestă iubirea pentru genul acela de persoane. Mi se pare ok să existe cumva o sărbătoare de asta care cumva forțat, obligat, îi fac să facă un gest drăguț către persoana iubită, deși în același timp, yeah, that's not exactly healthy. Eu practic asta cred, că gesturi și atenție și cadouri ar trebui oferite oricând și că nu ai nevoie de o zi specială în care... Basically constant, zilnic. De 3 ori pe zi, dimineața, seara, la prânz. Dar eu de exemplu apreciez un gest romantic, frumos. Mai mult într-o zi totally random, care nu e ziua mea, nu e Crăciunul, nu e Paștele, nu e Valentine's Day, nu e aniversare, nu e nimic, mi se pare mult mai... Special. Da, și îți arată cumva că persoana cealaltă chiar se gândește la tine și într-o zi random, nu i-a amintit Valentine's Day care e iubită și atunci am eu la flori. Cadou random. E al meu. Ok. O încercat. Așa, tu ce sentimente ai față de V-Day? V-Day? Niciodată n-am fost într-o relație, n-am prins să fiu într-o relație să cadă Valentine's Day. Niciodată. Eu sunt într-o relație de 4 ani și tot n-am prins Valentine's Day. Dar, în schimb, în fiecare an de Valentine's Day, wait. Da. Tata ia ciocolată la mama și mănânc ciocolată cu mama. I don't know, pentru mine Valentine's Day, nefiind într-o relație, este o zi ca oricare alta. În care ieși pe stradă și vezi pe toată lumea cu flori în mână. Da. În schimb, în general, era chestia aia. Se făceau scrisori, anonime sau neanonime, care se dau elevilor de servici și elevii de servici împărțeau... scrisorile prin clase și am primit odată o scrisoare de la o colegă. Da, și la noi în general se făcea și este o idee drăguță cumva, adică e simpatic și așa, da, pentru cei care sunt fricii clasei și așa, care n-au primit niciodată nicio scrisoare. Ea a primit o scrisoare. Și restul fetelor stăteau așa și se numărau gen valoare, câte 20 de scrisori. Oh, ai... încă unul, oh, și ăsta. Oh. Ce nu mai iubește nimeni în afară de mama și aia iubește pe frate meu mai mult. Așa. Deci bottom line cumva cred că este o sărbătoare ușor comercială, foarte comercializată și că nu neapărat din cauza că e Valentine's Day face gestul mai puțin sincer. But in the same time, nu cred că trebuie să te lași super afectat de faptul că tu nu ai prieteni care să-ți iau floare, pentru că poate prietenul pe care îl are prietena ta nu este de fapt atât de grozav și iau floare numai pentru că e Valentine's Day și pentru că trebuie. Parteneri și partenere din partea mea, spați aminte că nu mai frumos să-i faci un cadou, un gest, un romantice dinner într-o marți de iunie și sper că marți de iunie nu e ziua ei sau lui sau dânsei. Așa. Într-o zi completely random. Dar, dacă e single... Nu, just kidding. Dacă e single, petreceți
timp cu tine. Timp cu tine, încearcă să te iubești pe tine, să fie ziua mi-mi-mi-mi-mi-day. Da, fă de mi-mi-mi show, de mi-mi-mi show și toată ziua îți cumperi ciocolată, îți cumperi floricele, te duci la un film. Mie mi se pare, adică, momentul în care a început să-mi placă să-mi petrec timp cu mine, efectiv, și nu simt neapărat nevoia să fiu înconjurată de oameni sau ca altcineva să-mi zică că-s frumoasă, că-s mirifică, că-s extraordinară, e un moment foarte liberating. Adică, e fain să-ți petrești timp cu tine, sincer, și, nu știu, dacă poți, dacă ești ca mine și nu ești din casă, nu ieși nici de felul să ieși din casă, dacă trebuie să ieși din casă, ieși din casă, dar puneți, nu știu, niște ochelari de cal, cumva, să nu vezi toate florile care, vai, 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 ce mai mult îmi plac trandafirii, acres un singur fir de trandafiri. Care și legați jos cu panulite de aia de plastic, cârlionțată, cârlionțată. Nu zice nimeni că trebuie să cumperi, nu știu, flori de 700.000 de lei, da? Nu știu, dacă ai numai 10 lei, decât să iei un trandafir, cum mai bine eu, nu știu, o jucărioară de pluș, ciocolățică, o, I don't know. Ursule. Nu știu, o floare single mi se pare așa tristuță. Da, încearcă să blochezi ce se întâmplă în jur, să te gândești exclusiv la tine, adică du-te la un film, dar nu te întrista că toată lumea aici, cupluri, cupluri, pune-te cupluri. Și tu lângă un cuplu și pune-ți și tu mâna după el. Deși ceea ce mi-ar plăcea să încerc de Valentine's Day cu cineva e chestia și să te duci gen cum e la noi Feleacu, un deal foarte înalt. Un deal deasupra orașului. Și să te uiți la stele și apoi să vină cu colacii. Sau erau zombii, vârculași, vampiri, știi, să vină, să-ți deschidă ușa, să spargă geamul, dramă, suspans, știi, ca să vezi cât pe aia totul e bine, că actorii nu mor, că scapă cu viața. Nu știu, mie că mi se pare și ciudată amplasarea Valentine's Day, adică mi se pare că o zi de genul care să fie all about dating și ar fi mai bine să fie undeva vară, în primăvară, doar în primăvară, când sunt toți pomii înfloriți și cad petale și tot felul, adică ce facem cu 14 februarie? Pe bune, e frig, de obicei urât și plouă, poți să ai niște idei de date-uri super boring, film, cinema, film, restaurant, film, cinema. Dar dacă te duci în centru, poți să vezi o defilare a femeilor de Valentine's Day, adică o grămadă de blănuri, machiaj, tocuri, everything, e ca un runway dacă te duci prin centru de Valentine's Day. De ce nu o faceți frumoase în fiecare zi? Faceți-vă frumoase în fiecare zi pentru voi, nu pentru popândăii care se uită la voi. Dă-i pe popândăii. Plus că oricum un popândău adevărat te apreciază și aranjată și nearanjată. Un popândău care vrea să te vadă numai aranjată, ăla e un popândău degeaba. Popândău, îmi place această nume, dar pentru bărbații. Popândău. Deci nu știu ce face un popândău, cum face un popândău. E o pasăre? Așa că dacă sunteți alone și vreți să râdeți și vreți să vă amintiți de copilărie, uitați-vă la Scooby-Doo episodul de Valentine's Day. Așa. Ce mai vreau să zic? Stai, mi-am amintit. Deci eu, aproape în fiecare an de Valentine's Day, urmăream episodul din Scooby-Doo de Valentine's Day de pe Cartoon Network și probabil o să o difuzez așa și anul. Păi nu știu, sincer, pe mine așa de rece mă lasă tot timpul chestia asta că nici măcar nu pot să-mi amintesc. Nu știu. Țin minte numai o dată ce s-a întâmplat într-un an și sunt absolut, absolut sigură că e bine mințit, deci sunt sigură încă până în ziua de astăzi. Deci se face așa, Valentine's Day. Emil, în general, este o persoană foarte iubitoare, dar foarte ariană. Adică nu reușește să țină minte aniversări. Ziua de naștere, după 4 ani, mi-o ține minte. Dar avem și cu aia probleme câteodată. Adică gen, alo Emil, ce facem de ziua lui Patricie? Facem o Patricie surpriză? Când e ziua lui Patricie? Adică Emil e genul de persoană care își dă seama că este Valentine's Day cândva pe 14 februarie la ora 4 după masa. Așa că niciodată, dar niciodată de nici aniversare, de nimic, n-au avut vreodată un super mega plan făcut în avans cu rezervări și cu chestii de gen. Și eu, la fel de neinteresată de Valentine's Day, pentru că, v-am zis, nu mi se pare că gesturile de afecțiune trebuie materializate și manifestate într-o zi pentru că este Valentine's Day. Mi-am făcut programare la cosmetică dinainte, cu câteva săptămâni, și pe zis că mi-a zis femeia 14 februarie, nu mi-a picat fisa că e Valentine's Day. 14 sau 11? 14, 14. Da. Mi-a picat fisa că, bă, este Valentine's Day și poate plănești ceva cu persoana apropiată de tine și iubită. Așa că, da, sigur, sigur. Pia, pia, făcă-te!
aia! Și în ziua aceea, Ana Emil mă sună, mă întreabă ce fac, îi zic că... Păi mă pregătesc să mă duc la cosmetică și da, nu mă duc la cosmetică să get like this super fancy moisturizing facial. Și mai ales în perioada aia, pentru că eram în clasa 12 de liceu, fața mea făcea mult mai multe fițe decât face acum și am tot prinde coșul, puncte negre, whatever, încă sunt, mă rog. Și da, este cosmetică de aceea invazivă, în care îți scoate toate punctele negre, te freacă, te curentează, te masează și practic, cum eu am pielea și super sensibilă, ieșeam de acolo tot roșie, cu puncte, mai rău decât ai intrat. Basically, da. Așa, deci era needless to say că după cosmetică nu vreau să fac nimic, eventual n-am să stăm în casă sau ceva. Și mi-a zis, bine, nu zice nimic. Și eram, bărbatul acesta nici măcar nu știe că e Valentine's Day, adică nu mă așteptam să-mi zic, știu, dar măcar să mă întrebe dacă, nu știu, vrem să ne petrecem ceva timp împreună sau... I don't know. Și la un moment dat, cred că în timp la cosmetică sau după cosmetică sau în orice caz, după ce nu se mai putea schimba deja și fața mea era în proces de mutilare, cred că l-am întrebat că, dar tu, nu, chiar n-aveai niciun plan, nu știi? Ba da! Aveam un plan pregătit și eu făcusem rezervare la Baraca, care pe atunci așa cum mai one of the fanciest restaurante din Cluj, așa, și că el a și plătit rezervarea în avans și când se mai pochea, i-am zis când a început să-mi zică chestia asta, ok, hai să o lăsăm pe altă zi. Sau hai să, na, mergem în altă zi, că chiar nu mă simt confortabil să merg în cel mai fancy și messy restaurant din Cluj, mai ales că e cea mai mare porcărie după ce te duci la cosmetică și toată fața ți-e deschisă și ți-e practic o rană vie să dai cu fund de ten. Și nu vă să fac chestia aceea, nici mă simțeam... Te zice un burcă. Da. Și na, ideea e că nu voiam să mă duc, dacă era un restaurant, nu știu, normal, dar restaurantul la 4 ori, chiar de aveam chef, no, te simți prost când și mănânci și se uite toată lumea la tine în gură și tu nu simți. Pică pe efectiv prost mâncarea. Așa că, nu, încercam cumva să zic, hai să lăsăm pe o dată, nu vreau astăzi. Și eu tot insista că, vai, că el a refăcut rezervarea și că eu n-apreciez și că el a și plătit și că nu se mai poate muta niciodată, că el a plătit deja, că nu știu ce. Și eram, știi, this sounds kind of fishy, pentru că dacă chiar ar fi făcut rezervarea în momentul când m-a sunat să mă întrebe ce fac astăzi, el ar fi zis, bă, vezi că eu am făcut rezervări de la ora, nu știu, mai, a, și aia era chestia, că eu aveam cosmetica de pe la 5-6 seara, ceva de genul, și el făcuse rezervarea de la 6-7, adică se și intercalau ca timp, nu numai că rezultatul final nu prea avea ce căuta în Baraca. Așa, și am început să mi se pară foarte dubios faptul că eram așa... Da, dacă chiar avea făcut el rezervarea de timp, dar nu l-ar fi dus capul să-mi zică, pe Patricia, uite, eu vreau să-ți fac surpriza asta, nu vrei să-ți lași programarea pe altă dată ca să putem să mergem asta împreună. Și zic, și nu e adevărat, să nu adevărat ca și-mi treaba, chiar și plătit. Și treaba de treaba cu plătit un avans, mi se prea dubioasă pentru că, ce plătești în avans, adică știi deja ce am contumat. Și eu așa, bine, am zis că el nu a recunoscut niciodată că a fost o minciună, că a fost o invenție pe moment, că lucruri de genul. Și a rămas așa de atunci cu acel mister, poate după ce a fost acum și imit pe internet, va recunoaște. Probabil ar putea să zic, ce, nu am făcut niciodată așa, nu țin minte, Patricia, ha, iar exagerez. Dar în rest nu mi-am mintesc, adică chiar nu, anul trecut am făcut ceva. Cred că ați fost la film. Cred că ați fost la film. Uuu, și mai țin minte tot așa într-un an în care ne-am super, super, dar super certat, ne-am certat, ne-am... Și aveam rezervare la Camino, la un restaurant din Cluj, și ne-am certat, da, ne-am scos ochii înainte să plecăm, eram toată plânsă, cu machiajul scurs. Și el tot insista, că eu am făcut astea, tu ne apreciezi, am făcut rezervarea, hai să mergem! Și tot insistat să mergem și ne-am dus la Camino și am stat practic o oră. Eu n-am numai un desert, nici n-am vrut să le luăm de mâncare. Și am stat o oră fiecare pe telefonul lui. Și n-am vorbit, n-am scos un cuvânt unul cu altul. Zăzi acum se uitau toți restul porumbeilor îndrăgostiți la noi, că vai, săraci, sper că n-ajungem ca ei. Nu, m-a fost atât de triste, n-am scos un cuvânt unul cu altul. Da, pentru că eu zic, mă, după ce m-am început, dacă eu nu pot chef să-mi duc să mă uit la el în gură o oră la restaurant. Na, că dacă a făcut rezervarea, mergem, 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 deci există aceste cazuri în care...
de Valentine's Day, cuplurile nu fac tocmai scântei, nu știu, fireworks de iubire. Nu fac scântei plăcute, ci fac scântei arzătoare de foc, da, care ard. Deci, Valentine's Day poate să fie o zi și nu tocmai bună pentru... Da, adică și chestia asta cu fai presiunea, știi că e Valentine's Day, trebuie să fii îndrăgostit, ci trebuie să faci ceva care de cele mai multe ori... And it has to be perfect. Da, da, trebuie să fie thought, trebuie să fie gândită, trebuie să fie pus efort, trebuie să fie perfect. Chestia aia pune presiune pe tine și ajungi să șerți cu celălalt. Cam puținele filme care au rămas în cinematografie, pentru că mai nou de Valentine's Day de obicei vedem mai multe filme de comedie decât de romanță, de... Adică... De romanță și parfum. Okay. Da, de ce să ziceam de presiunea asta care se pune pe tine, că... Asta... De obicei pe unul dintre membrii, de obicei bărbatul, se pune presiune că trebuie să facă, trebuie să fie, trebuie să nu știu ce. Și pe femeie se creează așteptări și așteptări foarte înalte și așteptări foarte înalte și el e presiune și așteptări, presiune și așteptări. And they clash și vă certați. Versus un gest frumos făcut într-o zi, oricare alta, care n-are nicio treabă cu nimic. Gen când simți, ce ești într-un mod în care simți. Nimeni nu se așteaptă, n-are așteptări, tu n-ai presiune, că vrei pur și simplu să faci ce-a drăguț. Mult mai frumos. Mult mai drăguț. Mult mai călăț. Deci este aceeași presiune care se pune la pe orice sărbătoare, Crăciun, Paște, Revelion, bla bla bla, zi de naștere. E perfect să fie ca într-un vis, să fie romantică. Nu, dar tu ce planuri ai anul ăsta de Valentine's Day, având că peste săptămână după Valentine's Day ai bac? Nu am bacul, mergem la Gaga. Ai bacul înainte să mergem la Gaga. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. Și după ce dai bac, putem să facem un video despre bac. Da, ce o să fac eu de Valentine's? Păi, I'm single, deja aștept propuneri. Single and ready to mingle. Și eu sunt single, e ok. Nu, ea nu e single. E luată de mine și de Emil. Surprise! Da, e bărbatul relație. Am mai spus asta. Toate relațiile. Toate relațiile. Aștept propuneri de Valentine's Day, scrieți-mi un număr cât mai mare și facem un meeting cu toți. Facem un fel de burlăciță. Trebuie să găsim o firmă de Trandafir să sponsorizeze chestia asta, că trebuie să Trandafir când pleacă. Eu. Refacem emisiunea Prince Charming. That's gonna be princess. Nu mă mișcă, nu mă mișcă deloc ca această sărbătoare. Mi se pare și ciudat să-i zic sărbătoarea iubirii, like... Nu mă... Nici nu ură... Adică nu văd de ce mi-aș folosi atât din energie ca să urăsc. Adică... Ești mult mai chill și mult mai bine pentru sănătatea ta psihică, fizică, analitică, ori de care. Dacă efectiv nu-ți pasă și nu te lași afectat, pentru că dacă ajungi în celălalt spectru opus, în care celălalt spectru opus, Doamne Patricia, ai o coerență, în fine. Dacă ești din categoria care se enervează și se frustrează și se macină și se... la fel de rău, îți faci rău, efectiv îți faci rău ție și zic că e mult mai bine să te prefaci că nu există, să te prefaci că nu vezi. Oricum, majoritatea gesturilor pe care le vezi sunt superficiale și doar pentru că trebuie, așa este trist. Să lucrezi să te calmezi singură, distorul în care nu mai este pe piață. Avem și alte metode de relaxare. I like this. Răsfățați-vă / răsfață-te de Valentine's Day. Dar și în alte... În alte zile. În orice altă zi, am vrut zic în orice altă zi și am zis în alte orice zi. În alte orice zile zi. Păi nici ceva, citi o carte de Valentine's Day. Eu și după aia o va da și la Alejandro. O vei citi cu voce tare ca să auzi și tu. Da, așa. Așa facem. Mulțumim că ați urmărit acest video, așteptăm propuneri pentru că ne vom mai vedea. Apreciem că v-ați petrecut Valentine's Day-ul cu noi. Și sper că v-ați distrat, sper că, dacă nu v-ați distrat,
priviți un pic altfel lucrurile și realizați că dacă nu aveți prieteni slash prietenă slash amic slash pisică, pisică ar fi indicat să aveți oricând, dar dacă nu aveți toate lucrurile astea în ziua de astăzi, nu este o tragedie, pentru că nici noi n-aveți. Ești. Da. Nu, e foarte bine să te simți bine cu tine și asta în orice zi. Asta în orice zi și nu doar de Valentine's Day. Nu, dar noi chiar ne bucurăm că v-ați petrecut măcar o parte din Valentine's Day cu noi și sperăm că v-am ciruit apuit un pic. V-am bine dispus un pic. Inim, porumbei, ciocolată, inim. Inim, două inim, trei, două inim. Bye! Bye! Mi-a furat Emil un baton cu cereale și-a lăsat ambalajul după pat. Romanță și pat, mă!